Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bună seara, bun găsit tuturor în Piața Victoriei pe frecvențele Radio și live pe Facebook. Invitatul acestei ediții este președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Bună seara. Nu lungesc introducerea, suntem contra cronometru. Bună seara, am salut radioascultătorii. Am să le reamintesc ascultătorilor noștri că ne pot pune întrebări la 0372069599. Cum arată tabloul momentului? Așteptăm cu înfrigurarea acest congres. Bine, dumneavoastră, candidații... Îl așteptați ca să tranșați bătălia, noi așteptăm ca să vedem dacă se deblochează țara, uh, domnule președinte, în urma. Din păcate, din 1 septembrie s-a declanșat o criză politică și guvernamentală uh, care afectează grav România. Această criză trebuia soluționată până acum. Din păcate, actorii care ar fi putut contribui la soluționarea crizei nu au soluționat. Actorii însemnând cine în cazul ăsta? Că în criza asta sunt băgați tot și actorii. cei de la USR Plus, tot tot sunt actorii. băgați și premierul Câțu și echipa sa. Ce trebuie să știți că această criză s-a declanșat prin decizii luate de premier care nu au avut acordul Partidului Național Liberal. Da, acum Demiterea că... Toate... A ministrului Justiției nici măcar nu mi-a fost comunicată decât printr-un SMS cu două minute înainte de declarația de presă făcută de premierul Cățu, N-a existat nicio discuție prealabilă, niciun for statutar al Partidului Național Liberal și nicio discuție în cadrul uh, conducerii coaliției. I-am și trimis uh, răspunsul cât am apucat uh, că uh, o face pe proprie răspundere și că, după părerea mea, demiterea ministrului va duce la ruperea coaliției. Asta am mai apucat să-i spun, dar era deja în declarație da, n-a avut susținerea partidului dar a avut susținerea ulterioară a partidului a părut cel puțin adică am văzut o felul de foruri Partidul Național a Liberal a decis în birou politic național, așa cum este firesc, că va susține la moțiunea de cenzură va susține guvernul, cum este firesc, este în fișa postului a oricărui parlamentar al Partidului Național Liberal să sprijine reprezentanții din guvern de altă parte nici nu pot să fiu de acord și am luat poziție publică împotriva unei majorități sui generis formate din PSD, unii colegi de-ai mei, în care a fost blocată procedura cu privire la o moțiune de cenzură, în condițiile în care Curtea Constituțională a dat două decizii în acest sens, că odată depusă o moțiune de cenzură, moțiunea de cenzură nu poate fi oprită și ea trebuie să se deruleze conform prevederilor constituționale și regulamentare. Aici apăreați că sunteți într-un fel de capcană. Pe de-o parte, ați fi vrut să mergeți cu moțiunea asta înainte, Da. colegii făceau campanie, ascultați-mă, colegii făceau campanie în partid că eu grăbesc moțiunea de cenzură și că Așa. vreau să pice guvernul Câțu, dar pe de altă parte eu trebuie să respect Constituția și, practic, toată jurisprudența Curții Constituționale, chiar dacă nu-mi convine componența Curții Constituționale sau nu mi-a convenit de-a lungul timpului. Atâta timp cât există decizii ale Curții Constituționale, atâta timp cât există prevederi clare ale Constituției, nimeni nu are voie să calce Constituția. l a spus inclusiv în ședință colegilor mei să citească atent articolul 25 din statut, care spune la primul punct obligația, prima obligație a membrilor Partidului Național Liberal este să respecte Constituția și legile țării. Bun. Ce spera să se mai întâmple în astea trei zile? E frenezie, cum e normal să fie. Vă acuză cei din tabăra Câțu că dați telefoane pe ultima sută de metri. Asta e nerușinare. Pe uh. Dar de așa facem campanie. Și când facem campanie pentru Partidul Național Liberal, facem campanie din om în om, din casă în casă. Facem campanie cu call center în care abordăm direct cetățenii pentru a-i convinge să voteze cu Partidul Național Liberal. Cum adică? o să interzică, o să dea decret să interzică ca eu să pot să vorbesc cu colegii mei, membrii Partidului Național Liberal, așa ceva este imposibil. Așa a fost totdeauna felul meu de a face campanie și în interiorul Partidului Național Liberal și în campaniile electorale în care Partidul Național Liberal a fost competitor. Relația directă cu oamenii, Comunicarea directă este fundamentală. Mult mai ușor poți să afli. Un om își spune păsu când discută uh, față în față sau ureche în ureche, fără martori, își spune păsu cu mai mult curaj și poți să afli mult mai multe lucruri despre ce se întâmplă. Și în campaniile electorale, și în campaniile electorale interne din partid. Bun. Acum, uh, în astea trei zile, ce se mai poate schimba? Pentru că premierul spune deja că au votat. Din 40 de filiale, 30 au votat moțiunea lui, platforma programă, se înțelege pentru toată lumea, dar e asta o garanție că toată lumea o să, sau majoritatea o să voteze? Articolul, cum se traduce tehnică? Articolul 71 din statut. El spune foarte limpede că fiecare delegat votează liber și că este interzis orice formă de mandat imperativ dată de colegiul director județean asupra delegaților la Congres. Îi să citească pe cei care nu cunosc statutul, de asemenea, votul în favoarea unei moțiuni într-un colegiu director județean nu înseamnă un vot de poziționare a filialei, ci înseamnă un acord al filialei respective pentru ca un candidat la funcția de președinte să poate să candideze, pentru că avem condiția care trebuie să o îndeplinească un candidat să fie susținut de minimum 10 filiale care să voteze în Colegiul Director Județean moțiunea. Dacă vă aduceți aminte, de-a lungul campaniei, mulți dintre susținătorii domnului Cățu uh, au făcut mișto de mine că nu o să am nici măcar 10 filiale care să mă sprijine. În ciuda multor nereguli și multor presiuni care au fost făcute, eu am întrunit votul la 20 de filiale județene care au votat moțiunea mea. Deci, practic, am luat dublu față de necesar. Iar în ceea ce privește votul delegaților, fiecare delegat votează conform propriei evaluări, conform propriei conștiințe și conform a ceea ce consideră el că este bine pentru Partidul Național Liberal. Există suspiciuni în momentul ăsta, domnule președinte, de eventuale neregule, adică încercăm să ne pregătim pentru momentul în care cineva o să vină și o să spună... Merci, până la ora asta, deși a început ședința de pe la ora 12, Comisia de Organizare a Congresului încă nu a bătut în cuie procedura de votare. Au fost tot felul de idei crețe care n-au nicio legătură cu... Obligația de a asigura secretul votului și nici acum nu știu exact care este rezultatul ședinței comisiei de organizare a congresului care este cea care propune procedura de votare. Și din punctul meu de, de vedere, de tabura... din punctul meu de vedere, trebuie stabilită o procedură care să permită să asigure, să garanteze secretul votului. Pentru că știu foarte bine de la delegați din anumite filiale conduse de unii președinți că delegaților li se spune că o să trebuiască să arate votul. Fie unor controlori stabiliți de președinte, fie să-și fotografieze votul, iar Invenția care n-am mai întâlnit-o până acum la niciun congres este să și fotografieze nu numai votul, ci să fotografieze votul împreună cu buletinul ca să se vadă cu precizie cu cartea că... de identitate, adică. Cu cartea de, de identitate se vadă cu precizie identitatea celui care a votat, păi, așa așa ceva noi la alegeri că așa ceva o... de noaptea Cei minții. care păi noi ne-am bătut, la vot. noi ne-am bătut ca Partid Național Liberal împotriva tuturor șmecheriilor făcute de pesediști în cadrul procedurilor de vot din alegeri locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale. Și acum, iată că trebuie să mă apăr ca președinte al Partidului Național Liberal împotriva tot felul de oameni care au mintea tulburată, vă spun sincer. Dar Comisia asta de organizare e cumva în Comisia control... de organizare este formată cu patru reprezentanți din partea mea și cu patru reprezentanți din partea domnului Cățu. Președintele Comisiei, care este al nouălea membru Comisiei Impare, este domnul Stolojan. Am înțeles, da. Sunt suspiciuni că ar fi manipulată de tabăra câțu Comisia asta până la urmă. că Vom vedea rezultatul în funcție de procedura de vot care va rezulta din decizia Comisiei de Organizare. Mă voi pronunța public asupra acestei proceduri președintele tocmai a anunțat dacă mai era nevoie susținerea deschisă pentru Florin Câțu și faptul că va participa la congresul de sâmbătă. Cum arată asta? Cum influențează jocul din perspectiva dumneavoastră? La congresul din 2017 nu mi-aduc aminte să fi participat. De altfel, eu nu... Eu pot sub beneficiu inventarului știrile care au apărut și mi se pare prea cusut cu ața albă modul în care s-a procedat. Și acolo n-a fost o declarație de presă a președintelui. A fost o întrunire informală. Eu știu că din întrunirile informale nu se fac știri și în niciun caz nu se dau citate. Pentru că am făcut și eu întruniri informale în diferitele poziții pe care le-am avut de-a lungul carierei mele. Ce straniu este că a apărut uh aceeași uh, informare, ca să zic așa, care a fost preluată de toată media. Adică ce, ce sugerați informare este că standard, presei o declarație care de fapt deci, a arătat în felul cineva o... a vrut să transmită presei aceste informații. Și nu cred că cineva din presă, pentru că eu nu cred că dintre ziariștii acreditați și-ar fi permis cineva să dea citate dintr-o întâlnire informală, să nu citate bine alese, eu cred că este pur și simplu un document care este făcut de, probabil, de cineva din echipa lui Câțu sau cineva care a dat presei aceste informații din întâlnirea informală a președintelui cu jurnaliștii. Eu nu pot să cred că președintele României poate să se pronunțe în favoarea unuia sau altuia dintre candidați. De altfel, chiar domnia sa a fost cel care a spus că nu intervine în procedurile interne de alegere ale partidelor. Citat. Din aprilie-mai de participa la Congres au mai fost ocazii în care președintele României a participat la evenimente ale Partidului Național Liberal. Nu este o noutate și, de altfel, și alți președinți dinaintea domnului Iohannis au participat la evenimente de partid. Îmi aduc aminte de Traian Băsescu, care a participat la Congresul în care se luptau pentru președinția PDL, Elena Udrea și cu Vasile Blaga. Și cu Monica Macovei, că au fost trei candidați. Păi, adică, au fost precedente. Acum, prezența la un eveniment al Partidului Național Liberal în sine nu este o prezență care să ducă la concluzia că se încalcă atribuțiile constituționale. E, și președintele, v-am spus, a mai participat la eveniment ale Partidului Național Liberal, dar modul în care e această informație de presă, dată aceeași în toată media... Arată clar o intenție propagandistică în difuzarea informației. Bun, lăsăm la o parte declarația, ticluirea asta de care vorbiți dumneavoastră și faptul că ea conține și un așa zis citat care spune nu înțeleg reacțiile lui Ludovic, referirea președintelui la dumneavoastră, o trecem la capitolul fabricație. Ok, e în regulă. Asta să da. pui așa ceva că nu înțeleg reacțiile lui Ludovic Orban? Păi ce -i? E anormal să susții Partidul Național Liberal, e anormal să susții stabilitatea coaliției de guvernare, este anormal să iei poziție împotriva unor decizii unilaterale ale premierului care au provocat criza, e anormal să te referi la soluții pentru a rezolva cât mai rapid această criză care afectează foarte grav România. E anormal să respecti Constituția și toate procedurile parlamentare Constituționale. Mie mi se pare că tot ce fac uh, este conform Constituției, conform legii și mai ales conform angajamentelor pe care noi le-am luat față de cetățenii români. Pentru că noi le-am promis românilor, când ne-am prezentat în fața legilor, patru ani de stabilitate, patru ani de construcție, patru ani de dezvoltare, de investiții, de utilizarea resurselor europene și a tuturor oportunităților, patru ani de. Muncă în folosul uh, comun societății, prin care să creștem veniturile românilor, să creștem calitatea vieții, să creștem calitatea serviciilor publice. Stabilitatea a durat vreo șase luni, de fapt. Hai vreo opt, dacă punem pe piață. Și aduceți-vă aminte că la prima demitere a lui Băie cu care personal am fost de acord și am și explicat public lucrul ăsta. I-am ținut spatele premierului. Și oricum a fost o discuție, cât de cât, într-un cerc, adică decizia s-a luat pe baza unor argumente foarte solide. Știind că noi, în urma acelei demiteri, revocări a ministrului Voiculescu, noi am semnat un act adițional pe care l-am negociat și care a fost, practic, soluția prin care USR Plus a decis să rămână la guvernare, după ce și atunci USR Plus ceruse schimbarea premierului Câțul, să vii să mai demiți un ministru se pare nu știu, nici nu pot să calific uh, o astfel de o astfel de decizie. Mai ales că era previzibilă reacția USR Plus ținând cont de reacția USR Plus care existat în cazul demiterii anterior. Scenariul în care dumneavoastră ajungeți președintele PNL, rămâneți președintele PNL, înseamnă automat Florin Cîțu nu mai e premier, ca să poată coaliția să se refacă sub un alt premier. Alegerea mea ca președinte înseamnă garanția soluționării crizei prin dialog, evident, în forurile statutare ale Partidului Național Liberal, în cadrul coaliției cu cărțile pe masă, trebuie identificat rapid soluția pentru depășirea crizei. Ei spun că numai asta poate de, de altfel, crizei, de, altfel, altfel, eu am premier. spus public lucrul ăsta. În momentul în care Florin Câțu și-a depus candidatura, am spus public, că, înainte de apariția crizei, înainte de moțiunea de cenzură, că în momentul în care îți depui candidatura pentru funcția de președinte al PNL, la nivelul la care suntem noi doi, gândiți-vă că și Florin Cățu și Ludovic Orban dețin două dintre cele patru funcții fundamentale în stat, mm. care au în spate o legitimitate dată numai de un vot democratic. În momentul în care te hotărăști să candidezi împotriva președintelui partidului care și președintele Camerei Deputaților, trebuie să-ți asumi rezultatul, iar rezultatul nu poate fi decât unul singur. Cine pierde alegerile nu poate să rămână în funcția pe care o deține, pentru că își pierde legitimitatea. Dacă nici colegii tăi de partid nu te bătează ca președinte, de unde să mai ai legitimitate să exerciți o asemenea funcție? De premier de sau unde funcție ai avut și în momentul de președinte, în care de și președinte al Camerei. Eu nu m-am retras, noi ne-am dus la masa negocierilor. Dumneavoastră gândiți-vă, eu am făcut doi pași în spate numai pentru ca să Facilitez formarea acestei coaliții. Demisia după alegerile parlamentare și ulterior, având doi candidați din partea Partidului Național Liberal la funcția de prim-ministru, Ludovic Orban și Florin Cățu, când USR Plus replus și a exprimat preferința pentru Florin Cățu, eu l-am susținut pe Florin Cățu. Și nu, am mai insistat să fiu eu premier numai pentru a putea construi o coaliție stabilă care să ne garanteze o bună guvernare în cei patru ani de zile că asta le-am promis oamenilor. Da, domnule Orban, calculul PNL s-ar putea, majorității PNL s-ar putea să -ar arate așa. Florin Câțu e oricum premier, are susținerea lui Claus Iohannis, ne-a promis bani și ne va da bani pentru că are butoanele uh, guvernării. Uh, dacă rămâne uh, premier și nu mai vor cei de la USR... Cum să, să rămână în coaliție, premier? Cum să rămână premier, domnul Fred? Cum? Păi, legitimat și de votul din partid, nu poate rămâne premier. Asta zic, în situația în care... vorbeam de un calcul pe care și-l ar Domnul face baza Ca să partidului. să poți să ai un guvern, trebuie să ai o majoritate parlamentară. Exact asta vreau să vă întreb. La ora da. actuală, la ora actuală, după ce USR Plus s-a decis să se retragă din guvern, să-i retragă sprijinul da. Florin Cățu și a depus moțiune de cenzură, guvernul ăsta stă în 163 de parlamentari. Majoritatea deputaților și senatorilor e formată din 234. Calculați și dumneavoastră 71 de voturi lipsă. Exact asta vreau să vă întreb. Ca că să că poți nu poți să ai un, un guvern stabil, un guvern care să poată să se bizuie de pe o majoritate parlamentară, care să adopte legile, care să adopte reformele. Ai nevoie de majoritate parlamentară. Această majoritate parlamentară, în condițiile în care USR rămâne în opoziție, nu mai poți să o formezi decât fie cu PSD, fie cu orice, ar însemna o catastrofă. Și nu credeți că pe unii din pnl a a străbătut ideea asta că pot să rămână la guvernare cu un guvern făcând niște trucuri cu PSD. Dacă ca este să fie cineva care are această uh, idee stranie, eu vă spun în capul locului, deși am fost singurul membru al Partidului Național Liberal din delegația permanentă, care am votat împotriva Constituirii USL. Am tras și eu alături de colegii mei 10 ani de zile pentru această decizie catastrofală, nenorocită, în care din niște calcule făcute de o mână de oameni care aveau interese personale, ne-am pus în cap o mare parte din și noștri, oamenii care au avut încredere în Partidul Național Liberal, anticomuniști, anti-PSD, toți oamenii care considerau PSD sau toate avatarurile fostului Partid Comunist un dușman. Și am tras 10 ani de zile, ne-am îndepărtat o mulțime de oameni din cauza acelei decizii nenorocite. Eu nu voi mai putea accepta în ruptul capului nicio formă de înțelegere cu PSD, de altfel. Noi am și votat la propunerea mea în Birou Politic Național această decizie. Și anume că nu acceptăm nicio formă de înțelegere cu PSD. Știți că sunt o grămadă de voci care spun în ciuda acestor discursuri pe care le aveți și dumneavoastră și domnul Câțu la adresa PSD, uh, sunt momente în care în Parlament vă dați mâna și uh, aceleași voci spun uh, s-ar putea ca niciunul nici altuia de fapt uh, să nu-i displacă formula asta în care să colaboreze într-un fel sau altul cu Eu Eu nu am văzut Așa astfel. că indiferent cine este Eu nu am văzut PNL astfel Și-ar asuma așa ceva. Eu nu am văzut astfel de voci. Sunt cei care probabil încă duc rana Eu aia USL nu am văzut de care și vorbiți. nu am auzit aceste voci, mai ales cei care mă cunosc. Eu am o carieră în plină lumină publică. Toată lumea știe poziționările mele, deciziile mele și lupta mea împotriva tuturor avatarurilor de Partidului public, Comunist. Sociale, indiferent că e vorba de, de asta. FDSN, de PDSR, de PSD, indiferent cum s-au numit aceste grupări, care de fapt sunt niște avataruri ale Partidului Comunist. Nimeni nu mă poate suspecta că eu aș putea vreodată să mă înțeleg cu PSD. Da, scenariul câștigător în care Florin Câțu e câștigător poate să ducă la ideea asta sau din, simțiți că din partid grosul, așa cum ziceți, care nu vrea ideea unui guvern minoritar o să-l împingă să renunțe la funcția de premier eventual ca să Dacă se mă cei de la OSR. pe mine, eu cred că 95% din membrii Partidului Național Liberal sunt categoric împotriva oricărei forme de blat cu PSD. Asta înseamnă că și dacă câștigă președinția partidului, nu mai rămâne premier ca să se întoarcă USR Plus. Președinția partidului o voi câștiga eu. În uh, toată discuția asta despre premier, uh, v-ați asumat din nou un rol? Având în vedere că vi l-ați mai asumat o dată, n-a fost să fie cei de la USR Plus și aici depinde și de președinte. V-ar desemna președintele Iocanis încă o dată pregătiți să-mi asum răspunderea de a conduce guvern. Și am arătat că am această capacitate de a conduce guvernul și am arătat-o în cea mai dificilă perioadă pe care a traversat o România după al doilea război mondial. Am muncit pe Brânci, am salvat vieți, am salvat firme, am salvat locuri de muncă, într-o criză economică gravă. Și practic am pus bazele relansării economice care mare parte se vede astăzi. Din păcate această relansare economică, această creștere economică trebuia alimentată în continuare de măsuri de susținere a creșterii economice. Domnule Orban, au venit tot felul de acuze la adresa lui Câțu dinspre dumneavoastră și aliații dumneavoastră. Explicația pentru ascensiunea lui Florin Câțu în ultima vreme stă doar în poziția lui de premier, în faptul că are acces la, la resurse... La care ascensiune vă referiți, domnul Muşos? La această candidatură atât de Asta nu e o ascensiune, e o candidatură. E o candidatură, nu e o ascensiune. Dacă ne uităm în cota de încredere a domnului Cățu mai iunie, comparat cu cota de încredere, acum vedem că nu e o ascensiune, în PNL, o prăbușire. În nu? PNL, ziceți? În populație, în sondajele în dar și ce, credeți, în PNL? credeți că în PNL e diferit? A fost o ascensiune, Florin Cățu. A fost ales vicepreședinte economic la Congresul din 2017, cu susținerea mea. Ulterior a fost ales lider de grup la Senat, cu susținerea mea, ministru finanțelor, de asemenea cu susținerea mea, și de asemenea l-am sprijinit pentru a ocupa poziția de premier. Numai că susținerea mea pentru domnul Cățu s-a oprit aici. În momentul în care a luat decizia, încălcând o înțelegere pe care am avut-o între noi. era aici cuvântul e cuvânt, cuvântul trebuie respectat. Practic, orice înțelegere pe care am avut-o cu Florin Cățu a căzut. Vă referiți la înțelegerea să nu candideze la șefia partidului? Evident. Am avut o înțelegere. Că da. Vă dați seama că eu sunt un om care are experiență. După aia luați lucrurile în uh, ordinea cronologică. Iertați-mă doar o clipă, le luăm, dar uh, faptul că ați avut această înțelegere poate să denote și frica dumneavoastră de a nu avea un contracandidat puternic. Adică mă gândesc că acum unii se întreabă, doamne, de ce a vrut înțelegere cu câțul să nu-l contracandideze? Domnul Mășat, mie nu mi-e teamă de nicio competiție. Eu sunt un om care întotdeauna m-am angrenat în toate bătăliile fără frică, cu încredere și m-am angrena și în bătării pe care le-am pierdut și în bătării pe care le-am câștigat, de regulă am câștigat. Iar am demonstrat ca președinte al Partidului Național Liberal că am avut capacitatea să duc un partid pe care l-am preluat într-o stare foarte proastă, lipsit de încredere, cu uh, un moral uh, foarte jos, uh, care și pierduse o mare parte din susținerea publicului și am reușit să câștigăm aproape toate alegerile. evident mai puțin cele parlamentare datorită faptului că am avut alegerile parlamentare în vârf de pandemie cu 10.000 de cazuri pe zi și a trebuit să luăm măsuri impopulare, care evident că pe mulți dintre alegătorii noștri i-au ținut acasă. Dar nu <gâng -i> mi-e teamă de competiție, iar o înțelegere pe care am făcut-o cu Florin Câțu pe tema asta a fost o înțelegere care izbărește din experiența mea și din puterea de previziune. Uitați-vă ce a dus această intrare în cursarul Florin Cățu, pe data de 30 mai, după ce eu mi-a anunțat în candidatura de la începutul lui februarie. La o competiție da. în care, până la urmă, a avut de pierdut Florin Cățu în mare parte, Partidul Național Liberal a avut de pierdut, să ne uităm în sondaje și să vedem că de la... Un scor stabil, în jur de 27%, cu o favorabilitate de peste 30%, Partidul Național Liberal a pierdut 8% ca intenție de vot și 10-11% la favorabilitate. De când a apărut în scenă echipa câștigătoare. Astea sunt lucruri care sunt vizibile, cu ochiul liber. Iar de ascensiune, ascensiunea, într-adevăr, a avut o ascensiune foarte rapidă. Domnul Cățu, numai că. Trebuie să te mulțumești cu ceea ce ai. Nu Cine trebuie ai să vrei în mai mult. Cine Asta vreau să vă întreb. Din partid a venit acest, acest a curent. a determinat pe poate... Florin Cățu să candideze? Uh, și asta, da. Domnul Mușat, credeți că s-au dus membrii Partidului Național Liberal să-l roage pe domnul câțul să Hai să fim deci a venit un ordin de sus. Nu știu până la urmă care a fost uh, metabolismul deciziei domnului Cățu de a candida la funcția de președinte. Nu e important să-l cunoașteți? este Auziți așa... Am, pentru ce se întâmplă în partid? Așa am multe informații și am multe să zic așa, adunate. Pe de altă parte, eu dacă nu am o certitudine legată de ceva, nu vorbesc public, nu-mi place să fac speculații. Dar totuși el a, 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 racolat susținători, a adunat susținători, în sensul în care, sigur, e vorba de niște lideri care sunt mereu în jurul lui, dar probabil că e vorba și de niște oameni din partid care sunt gata să-l voteze. Adică nu vorbim doar de ascensiunea cuiva, a bine, pe ați, control, ați zis bine chestia cu racolarea. <laughs> probabil cu arcanul. E din și asta un proces democratic. Probabil să cu arcanul între ei. Arcan uh, păi nu, dar uh, ne punem problema și care are o bază de susținere, totuși, indiferent de unde a venit ordinul sau decizia și metabolismul. Deci de am recunoscut că are un avantaj, având 30 de președinți care au semnat moțiunea din 48 de președinți, pe de altă parte sunt doar 30 de președinți. La congres vine oastea cea mare a Partidului Național Liberal. Vin 5.000 de delegați, care fiecare dintre acești delegați votează cu mintea lui și hotărește care crede el că este binele Partidului Național Liberal. Nu-și imagineze că toți membrii care participă din partea unei filiale o să se alinieze în spatele unei ordini primite de la președintele filialei. Nu este așa. Era o mare experiență în materie de astfel de competiții. Am avut o competiție în care, la un moment dat, am bătut o cooperativă cu 38 de președinți care hotărâsele să sprijine în Congresul din 2005. Hotărâsele să sprijine 13 președinți dintre cei 38 de președinți și uite că Ludovic Orban a ieșit pe loc 5 din cele 13 poziții pe care erau în competiție, spărgând această cooperativă, dintr-un motiv foarte simplu. Viața mea în Partidul Național Liberal este o viață dedicată interesului public și membrilor și colegilor mei. Eu sunt omul care am fost tot timpul la dispoziția colegilor mei, am participat la toate campaniile, la toate evenimentele la care am fost invitat. Dacă cineva a avut nevoie de mine, am spus prezent de fiecare dată, nu i-am curcat pe oameni, dacă nu am putut să-i ajut, dacă am putut să-i ajut, am făcut-o cu mare drag. Între mine și marea majoritatea a colegilor care vin la Congres este o relație de prietenie față de mulți sau, oricum, de respect reciproc. Iar vă spun că locul de unde nu poate să, scoată, să mă scoată nimeni, indiferent cine intervine, este inima fiecărui membru al Partidului Național Liberal care mă știe cum sunt și care știe că. Practic, pe mine se poate baza orice membru al Partidului Național Liberal. Cum va veniți în întâmpinarea unei întrebări pe care am primit-o des pe, pe Facebook de la cei care ne urmăresc, dacă pierdeți la Congres, rămâneți în PNL? Cred că nu sunt omul potrivit căruia să-i se pună această întrebare. Dar lungul carierei mele am participat la foarte multe competiții electorale în interiorul Partidului Național Liberal și la președinte am participat. Vă readuc aminte 2014, în care, după ce vă retrăsesem ca să-l susțin pe Claus Iohannis ca președinte al Partidului Național Liberal, ca să poată să candideze la președinție, am candidat la funcția de copreședinte din partea fostului PNL în cadrul partidului nou format în urma fuziunii. Și domnul președinte Iohannis a venit și a susținut-o pe Alina Gorghiu. Alina Gorghiu a ieșit atunci, că era un vot în delegația permanentă pentru un interimat de trei luni care s-a prelungit în doi ani și care, până la urmă, au dus la o cădere a Partidului Național Liberal de la 42% la 20%, fără ca partidul să fi fost la guvernare. Bun, e foarte importantă miza prezidențialelor din 2024. Explicați-ne puțin ce ați vrut să spuneți cu declarația asta, că chiar dacă nu, chiar dacă nu va candida, Liderul PNL trebuie să aibă profil de prezidențiabil. Pentru că așa este normal. Păi. Așa este normal. Președintele Partidului Național a spus că mă gândesc foarte serios la această perspectivă. Și că atunci când candidez, mă asum și uh, răspunderea de a candidat la alegerile prezidențiale. Ce am spus că nu sunt un om absurd, că dacă cumva se întâmplă ceva până atunci și îmi scade credibilitatea și, sau nu. Simt că nu am șanse, am capacitatea de a desemna un candidat care să aibă șanse din partea Partidului Național Liberal. Cred că am arătat de-a lungul timpului. Prima oară am arătat când m-am retras din cursa pentru președinția PNL pentru ca să câștige, să fie ales președinte Claus Iohannis, pentru ca să aibă poziție pentru candidatura la prezidențiale, pentru că îl consideram la momentul respectiv, 2014, cel mai potrivit candidat la prezidențiale de-a lungul timpului sau la primăria capitalei puteam noi câștiga primăria capitalei, puteam noi să batem PSD-ul în București care se osificase, care avea control pe armate de oameni și pe bugete uriașe dacă nu găseam soluția de a îl sprijini pe Nicușor Dan împreună cu cei de la OSR Plus, n-am fi reușit niciodată. Nicușor Dan în ce relație acum cu PNL și cu Florin Câțu după colaborarea foarte strânsă care părea că există anul trecut. eu cred că sunt într-o colaborare care este foarte bună, pentru că Nicușor Dan a fost candidatul sprijinit și de Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal la nivelul Consiliului General și la nivelul Consiliilor de Sector se găsește într-o colaborare, chiar aproape alianță cu consilierii locali și consilierii generali. Și USR după Plus, declarațiile lui Câțu că ar fi trebuit puși candidați de la PNL și că nu o să se mai repete sub el această greșeală de anul trecut? Nu știu A cât fost de bune sfătuit son. prost în privința acestei declarații. Noi trebuie să gândim strategic și atunci când abordăm, cum să zic, strategia pentru alegeri, trebuie să te îndrepti pe victorie, să găsești cele mai bune soluții dacă a câștiga. Dacă noi am fi mers cu candidați PNL, toți primarii PSD ar fi rămas în funcție, în frunte cu Gabriela Vrânceanu-Firă. Asta s-ar fi întâmplat. Apropo de finalul lui 2020, de ce aceste acuzații că ați negociat prost coaliția asta de guvernare și împărțirea ministerelor, pare că există niște resentimente acolo cu care vin niște lideri PNL, că n-au ajuns ministerele dorite de ei unde trebuie, sau asta e doar o scuză de campanie, ziceți? Domnul să mă acuze pe mine cineva că eu am cedat ministerul pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. Este o gogomanie pe care nu o crede nimeni. Eu am fost candidat la funcția de prim-ministru. Eu mi-aș fi dorit să fiu desemnat prim-ministru dacă am fi putut ajunge la această înțelegere în coaliție. Eu am cedat pentru ca să putem forma această coaliție și am acceptat susținerea lui Florin Cățu ca și prim-ministru. Doi, negocierea ministerelor. Pe USR Plus a avut mandat să aibă 7-7 împărțirea ministerelor și să cedeze cel mult la 8-7 ministerelor. Împărțirea care a rezultat a fost 9 ministere la Partidul Național Liberal și 6 ministere la USR Plus, adică în conformitate cu ponderea pe care o are fiecare partid în cadrul coaliției. Noi avem 55% din coaliție, am avut ponderea, reprezentarea la nivelul ministrilor. De asemenea, negocierea ministerelor. Acolo eu m-am dus cu un țintar. Nu puteam să negociez orice minister, pentru că trebuia să negociez obligatoriu să obții Ministerul Apărării, obligatoriu trebuia să obții Ministerul de Externe, obligatoriu trebuia să obții Ministerul Educației. Și obligatoriu la cererea domnului Cățu să obții Ministerul Finanță. Deci eu acolo am avut deja patru ministere servite pe tabă, în care eu n-am mai avut posibilitatea să mă joc. Plus a fost o chestiune. Nu s-a derulat toată negocierea, nu mai... n-aveam timp. Deja lumea a început să devină nervoasă, aduceți-vă aminte. Adică aveam vă nevoie de un funcții. guvern. Da. Aveam nevoie de un guvern și aveam nevoie de un guvern până în Crăciun, pentru că altfel nu am fi avut timpul să adoptăm ordonanțele de urgență care să restabilească echilibru bugetar și ar fi fost aruncat în aer bugetul, ceea ce ar fi dus la o criză economică gravă. Ori... Aici. sigur că atunci când negociezi, de ce a fost lumea nemulțumită că asta s-a exploatat. Un an de zile Partidul Național Liberal a fost singur la guvernare și practic a avut toate ministerele, toți secretarii de stat, nu a mai avut la nivel de nivelul 2, a mai avut reprezentare din partea PMP, dar Partidul Național Liberal în cea mai mare parte a avut toți prefecții, aproape toți sub-prefecții. PMP-a avut doar patru prefecții în funcție. Rest aveam noi la negocierile astea, când a trebuit să formăm o majoritate parlamentară, normal că am pierdut din funcții de miniștri, de prefecți, pentru că asta este ponderea pe care a avut-o Partidul Național Liberal în formarea acestei majorități. Da. După cum au remarcat ascultătorii noștri, prelungim un pic ediția de astăzi a Piaței Victoriei pentru că ea a început cu, cu întârziere. Alte câteva minute cu Ludovic Orban, președintele PNL. M-aș uita un pic și la niște lucruri care ni se întâmplă și care ne, ne ard pe toți, sigur, dincolo de competiția dumneavoastră electorală, ceea ce se întâmplă cu, cu pandemia în momentul ăsta. Spuneți-mi și în calitate de președinte al Camerei Deputaților dacă e nevoie, unul, de o lege care să restrâng aceste drepturi de acces în anumite spații închise și nu se poate doar prin hotărâre de guvern să folosim certificatul verde. Există deja o pronunțare a Curții Constituționale și o vorbește Stan Pățitu, pentru că am avut o astfel de situație care spune că orice restrângere de drepturi trebuie să fie făcută doar prin legea adoptată de Parlament. Bun, azi București a intrat în 3 la mie, deci teoretic se aplică acea hotărâre, dar ziceți noastră s-ar putea să fie invalidată, dacă nu a, e o lege. Ea poate fi anulată, numai dacă este atacată în contencios și o instanță de contencios anulează actul a. respectiv. Eu cred că poate fi transformat într-un proiect de lege și noi ne angajăm să trecem foarte repede prin Parlament proiectul de lege. Și doi, domnule președinte, dacă trebuie să se vaccineze obligatoriu anumite categorii, mesajul a venit cumva de la distanță, nu de aici, de la președintele Iohannis, dar asta e o discuție veche pe care noi o avem, după modelul norțări ca Italia, Franța, America și așa mai departe. Ce facem cu anumite categorii de socioprofesionale, medici, profesori, personal esențial, Trebuie obligate să se vaccineze? Trebuie să-i alternative. Dacă nu se vaccinează, să facă un control ăsta, să-și facă un test PCR cu o anumită periodicitate care trebuie stabilită de epidemiologi. Nu, e o obligație și dai alternative. Dacă nu vrea să se vaccineze, atunci măcar să ai garanția că nu este infectat. Sunt categorii care au interacțiuni medici, de exemplu, cadrele medicale, după părerea mea, ar trebui să se vaccineze... Și dacă nu se vaccinează, cei care nu acceptă să fie vaccinat sau d-asta, să-și facă un test periodic. Deci, sunteți încă pe varianta ceva mai relaxată, în care există niște alternative și. Acestea mă rog, cele două ele variante. În sau... multe țări există da. sistemul ăsta, adică fie te vaccinezi, fie te testezi. E adevărat că mulți au zis pe banii tăi. Dacă nu te vaccinezi, plătești tu test. Și asta o variantă? Ce ziceți? Cam asta e varianta normală. Cam asta e varianta normală. De ce să pui contribuabilul să plătească costul testelor făcute de un personal care, după părerea mea, ar trebui să vaccineze? Uh, e ancheta acum privind achiziția de, de vaccinuri. Uh, am luat prea multe, am luat ca să le vindem altora, le-am luat ca să le... Nu cunosc, că, cu... nu cunosc foarte bine subiectul și dați-mi voie să nu mă pronunț. Ce da. am văzut e într-adevăr foarte ciudat. Asta vreau să vă întreb. Care erau e planurile înainte să predați a existat de a existat o anumită evaluare a necesarului de vaccinare și, evident, toate achizițiile erau gândite pentru a achiziționa vaccinul în timpul potrivit în ritmul în care se derulează campania de vaccinare. Nu mai pot să vă dau cifre cu precizie, dar am înțeles că s-au cumpărat vaccine cu nemiluită. vaccinul cu nemiluită, adică a fost depășită de foarte multe ori nevoia efectivă de vaccinare și că din cauza asta... Foarte multe doze de vaccin au ieșit din garanție sau a trebuit să vindem sau să oferim altor țări astfel de doze. Dar, repet, e un subiect pe care nu-l cunosc, nu știu exact în ce constă bancheta de la DNA. Viziunea dumneavoastră despre ce s-ar putea face ca să mai creștem numărul celor vaccinați și să ieșim din noua criză în care... Nu sunt în am care discutat asupra acestui subiect și am discutat în coaliție mai de mult, da. când erau foarte puține cazuri. Nu, dar am rămas Aici la acest 32 În primul 34%. Rând da. tuturor actorilor instituționali în stimularea cetățenilor să se vaccineze. Prefect. Eu aș fi dat targeturi lunare pentru fiecare prefect, pentru ca să-l responsabilizez în atingerea celor targeturi. Primari, dacă primarul nu este de acord cu vaccinarea sau dacă primarul nu este implicat atunci când îți vine caravana mobilă de vaccinare, când îți vine centrul mobil de vaccinare la tine în comună, dacă primarul nu popularizează, dacă primarul nu-i convinge pe oameni, foarte puțini oameni vin să se vaccineze medicul de familie, asistentul sanitar comunitar, uh, chiar și preoții. Deci, eu aș. Asta am și diferite mijloace de stimulare. De asemenea, să-i stimulez pe oameni să se vaccineze. Cum a fost, de exemplu, s-a adoptat soluția cu uh, voucherele pentru cei care se vaccinează, pe bonuri pentru alimente, da? da? Adică să crezi niște stimulente ca oamenii, după aia. Deci, acum pot să înțeleg. Dacă tu te hotărăști că te duci în Comuna Ulmu, da? Se duce și o zi caravana de vaccinare în satul Cutare. Păi măcar să anunț oamenii printr-un pliant și cu câteva informații utile, ca oamenii să știe că peste o săptămână, din timp, peste o săptămână sau peste trei zile, vine caravana de, va de vaccinare. Sunt foarte multe lucruri. Aici trebuia o energie mult mai mare. Să știți, din păcate, a fost lăsat. Aproape singur uh, Comitetul Național de Vaccinare, în care domnul Gheorghiță și cu toată echipa de acolo sunt foarte sufletiși și muncitori. Dar dacă nu implici toate aceste direcțiile de sănătate publică, în general toate Era mai bine să fie la Ministerul Instituții Sănătății general. campania asta, retrospectiv, privind așa? Nu, categoric nu. Uh -huh. Pentru că în această campanie sunt implicați foarte mulți actori. Pe lângă Ministerul Sănătății, ai Ministerul de Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență, care acordă sprijin logistic, ai Ministerul Apărării, care îți asigură de asemenea sprijin logistic, care îți asigură depozitarea vaccinurilor în condițiile, mai ales vaccinurile care uh, necesitau condiții speciale, pfizer -ul. Uh, Deci, practic, ai foarte multe entități care colaborează și ele trebuie unite într-o structură interministerială care să fie în subordinea Guvernului. De altfel, asta e gândirea. Ori aici trebuia o implicare mult mai serioasă din partea Guvernului în susținerea pe toate structurile care sunt implicate creșterea procentului de vaccinare. Realitatea este că suntem la coada clasamentului în Europa. Sunt țări în care au peste 70% vaccinare și noi am rămas la un procent mic. Două minute, domnule Orban, încheiem cumva de unde am plecat cu Congresul de care ne mai despart uh, trei zile. O să vă salveze, sau dacă vreți, o să vă impulsioneze mai mult uh, USR Plus și dorința lor de a reveni la guvernare numai dacă e uh, altcineva decât câțiul premier. Asta va tranșa într-o oarecare măsură bătălia din, din domnul PNL. Băușat, lucrurile sunt foarte simple. Nu există altă soluție de guvernare onorabilă conformă voinței oamenilor. Și aici pot să vă spun că am măsurat în sondajele de opinie. Preferința este clară pentru guvern să se facă prin refacerea coaliției. E pe primul loc de departe. Și pe locul doi, atenție, nu vine guvern minoritar, PNL sau o altă formă, vine guvern PSD. Aproape 2 30% pe locul doi, pe primul loc cu 50%-51%. Este refacerea coaliției ca formulă preferată de guvernare pentru cetățenii români și pe locul de guvern PSD. Avea după aia urmează alte variante cu procente mult mai mici. Deci e singura formă onorabilă de guvernare. Noi avem afinități. Gândiți-vă că Partidul Național Liberal împreună cu USR, chiar dacă n-am avut o relație foarte prietenească, dar am luptat împreună împotriva PSD-ului Dragnea, împotriva tuturor tentativelor de. Uh, va face praf legislația în domeniul justiției, împotriva tuturor tentativelor de a distruge codul penal și codul de procedură penală și pe toate celelalte legislații economică absurdă pe care i-au încercat să o adopte. Practic, într-un fel, suntem într-un bazin de votanți în care am putut să negociem un program de guvernare comun pentru că am găsit foarte multe puncte comune. Ce punct comun să găsești eu cu PSD-ul? Îmi cer scuze. N-am nimic comun cu PSD-ul. Iar povestea asta care se vinde, că se vinde povestea asta, domnul Mușat, până teren, aia că ne sprijină PSD-ul și că ne ține la guvernare PSD-ul. PSD-ul nu te ține la guvernare. În primul rând, pentru că PSD-ul nu mai e situația în care a sprijinit guvernul Tăriceanu, dacă vă aduceți aminte, în momentul de față PSD-ul are un concurent pe electoratul de stânga, Aur, care face opoziție, care mușcă din electoratul PSD în fiecare zi. PSD-ul nu va putea să-și permită politic pentru că va pierde voturi. Și dacă va pierde voturi, își va pierde competitivitatea pe scena politică, să susțină un astfel de guvern minoritar pentru că va fi taxat în primul rând de alegătorii PSD, iar dacă alegătorii PSD nu se vor simți reprezentați de acțiunea politică a PSD-ului, se vor îndrepta spre alte partide sau nu vor mai susține PSD. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, este absolut rușinos să știe foarte clar că PSD, de fapt, în momentul de față, a susținut tot acest blocaj la procedurile moțiunii de cenzură ca să-l favorizeze pe câțul, pentru că îl preferă pe câțul ca președinte al Partidului Național Liberal, de altfel, dâncă a și scăpat porumbelul. E cel mai bun agent electoral pentru PSD. Asta a spus și el. Citez, nu. Păsta normal că, într-un fel, au favorizat pe câțul ca să-i dea o mână de ajutor să se președinte la Partidul Național Liberal, pentru că le va fi mult mai ușor cu el. Iar acum vă sfătuiesc, să vă uitați în orice sondaj de opinie, să măsurați care e cota de încredere lui Ludovic Orban, care e cota de încredere a lui Florin Cățu? Să vă uitați care e încrederea în guvern, ajuns la o încredere în guvern, nici uh, guvernul ca Dăncilă nu a căzut atât de jos, uh, din cauza crizei politice și a faptului că criza politică împiedică soluționarea multor probleme cu care se confruntă oamenii. Păi, despre ce vorbim? Și aș făcut să spun așa, dacă aș fi fost președintele PSD, ceea ce nu e posibil și nu va fi niciodată posibil, probabil aș fi jucat, da. Uh, guvern minoritar nu există această soluție. Dacă e vreun uh, trăznit, unul cu mintea fierbită în PNR care să-și imagineze că poți să faci un guvern cu PSD, înseamnă că e un mare naiv. Pentru că PSD îți va pune prima condiție pe orice discuție de guvernare, premier. Da. Mulțumesc foarte mult, Ludovic Orban, președintele PNL, azi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult și celor care ne-au scris pe Facebook și ne-au adresat întrebări la, la, telefon. Pe curând! Mulțumesc de invitație, bună seara! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.